Bună draga mea, sunt luna ala. Dintre cele mai importante evenimente astrologice, este necesar să remarc intrarea soarelui în zodia berbec pe 20 martie, care va marca ziua echinocțiului de primăvară în emisfera nordică și echinoxiului de toamnă în emisfera sudică. În această zi, începe noul an astrologic când nu poți doar să-ți resetezi planurile și obiectivele, ci și să începi o nouă etapă în viața ta. Un moment minunat în care simțim influența zodiei berbec, curajul, presiunea, determinarea și un nivel ridicat de energie vor fi prezente în viața chiar și a celor mai calmi și echilibrați oameni. În acest moment, este recomandat să părăsești zona de confort, să-ți urmezi intuiția și, cel mai important, să acționezi. Faptele concrete vor fi mai importante decât reflexiile și melancolia, iar cele mai neînfricate și hotărâte dintre noi vor câștiga. Luna nouă de pe 21 martie în Berbec, împreună cu Pluto, ne vor da forță nouă pentru următoarea rundă de schimbare. Noi oportunități vor apărea pentru majoritatea oamenilor care doresc să-și schimbe viața. Visele și ideile de care eram atașați anterior vor începe să se transforme, luând forme mai realiste, pline de sensuri complet diferite. Câștigătorii vor fi cei care vor accepta cu bucurie schimbările care sunt în aer, vor căuta șanse să urce pe val, iar rezultatele vor fi impresionante. Intrarea lui Martin Rack, care va avea loc pe 25 martie, Deși nu este o poziție confortabilă și puternică pentru Marte, va aduce totuși acțiune în zonele potrivite Racului, familie, tradiții, relații de familie, dorința de a obține stabilitate. Principala problemă va fi că energia lui Marte în Rac nu este armonioasă, așa că vom avea o relație tensionată cu părinții noștri, o amintire renprospătată pentru tot felul de nemulțumiri și nedreptăți. Dorința de a te răzbuna pe infractorii tăi va persista mult timp și o vei realiza, cel mai probabil, cu ajutorul intrigilor, jocurilor din culise și acțiunilor secrete. Numărul conflictelor deschise va scădea, dar confruntările ascunse vor deveni ceva mai numeroase. O scădere a generozității și milei poate duce la acțiuni pe care mai târziu trebuie să le regreți. Conjuncția dintre Mercur și Chiron din 26 martie ne va cere să ne restructurăm gândirea pentru a înțelege ce se întâmplă în viața noastră. Va trebui să renunțăm nu doar la clișele sociale obișnuite în evaluarea situațiilor, ci și să chemăm un ajutor tot simțul umorului disponibil, care ne va fi deosebit de util în această perioadă. Întărirea abilităților creative îi așteaptă pe cei care au un mercur puternic pe astrograma lor natală și este foarte important să direcționăm aceste abilități către fapte bune. Săptămâna va fi deosebită de plină de evenimente pentru semnele de apă, raci, scorpion și pești. O viață socială activă, întâlniri, schimbări în muncă și profesie sunt într-o măsură mai mare probabile pentru raci și scorpioni, iar reparații, Schimbarea reședinței, achiziționarea de proprietăți pentru pești, berbecul, leul și săgetătorul vor trebui să se ocupe în principal de treburile familiei sau ale rudelor, săgetătorul va trebui să-și planifice și o vacanță de vară sau o călătorie, lei și berbecul se pot lăsa purtați de un nou hobby, o săptămână încărcată se află înaintea gemenilor, balanțelor și vărsătorilor, care vor trebui să facă față nu numai situațiilor grele de muncă, ci și sănătății celor dragi. În același timp, pentru reprezentanții dependenții de vremea ai semnelor de aer, vor trebui să aplice o terapie de susținere pentru a-și îmbunătăți starea de bine. În ceea ce privește taurul, fecioara și capricornul, li se recomandă să adere la un stil de viață activ, să facă sport, să viziteze cluburi de fitness. Acest lucru va afecta în mod pozitiv nu numai forma fizică a semnelor Pământului, ci va îmbunătăți și starea lor emoțională. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!